Asociația Mâini Deschise a donat Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian din Călărași 14 paturi electrice. De asemenea, asociația a donat paturi și către Căminul de bătrâni Antimivireanul din municipiul Călărași. Bogdan Mihai, managerul unității spitalicești, a precizat că Respiră cu noi a fost una dintre primele campanii inițiate. I-am invitat pe toți cei care au dorit să se alăture eforturilor noastre instituționale de a trece peste această criză, a precizat managerul unității spitalicești.